că mă simt absolut încântată că sunt între dumneavoastră astăzi. Femei cu atâtea ei pe ele și oameni care au cocarde în piept și oameni care știu ce înseamnă cuvântul național din Partidul Național Liberal, pentru că ați iubit țara, ați iubit istoria, ați iubit până la urmă pământul ăsta pe care stăm înseamnă mare lucru și de multe ori uităm, dar mă bucur că reînvie sentimentul ăsta de fiecare dată când suntem la Țevea. A fost bună și Tocănița, au fost buni și Cărnații, plăcintele sunt extraordinare, dar mai presus de toate să știți că sunteți voi ce extraordinar. Vă mulțumesc încă o dată pentru primire. Și vă rog un lucru. Credeți în noi și haideți să fim o echipă la sfârșit de an, pentru că merităm să reconstruim România. Doamne ajută! Bine vă stă lângă Mircea acum! Bine, ne revedem, ca în fiecare an la Țevea, și eu vreau să mulțumesc organizatorilor, în primul rând gazdelor, celor din Hunedoara, celor din Arad, care de fiecare dată vin cu ceaune, cu corpuri, totdeauna sunt cei mai buni. Da? Dar în același timp și altora care au venit și din Bihor și din Alba, din Constanța am văzut, iată că până la urmă suntem cu adevărat un partid național. Și astăzi îl sărbătorim ca de fiecare dată pe Avram Iancu și mă bucur că îl sărbătorește toată România. Toată România pentru că merită, pentru că și-a iubit țara, pentru că a plătit, așa cum știm, prea scump pentru ea. Nu facem astăzi mare politică, dar oameni buni. Înțelepciune să avem cu toții, în toate județele, să stăm spate în spate, pentru că din nou îi bate. Să vă gândiți că suntem în fața turului 2 de alegeri prezidențiale. Atunci aveau 11 puncte în față, acum au 5. Cu bărbații ăștia care au câștigat aici, în Arad, în Hunedoara, chiar și în Hunedoara, atâtea și atâtea poziții, n-avem cum să-l batem. Numai că de la Ardeal așteptăm ca de fiecare dată și mai mult. Adică să ne mobilizăm oamenii pe concepțiile pe care avem despre stat, despre libertatea cetățeanului, despre egalitatea cetățeanului cu statul, că nu e mai tare statul, nu trebuie să fie mai tare statul ca cetățeanul. Noi să demonstrăm foarte clar și să credem în ideile noastre. Nu ne lăsăm, nu vă lăsați, nu ați plecați urechea la unii și la alții, pentru că noi vom câștiga din nou alegerile toate astea. Și ne vom câștiga dacă veți avea grijă să-i puneți pe cei mai buni dintre voi pe listă și noi toți ceilalți să ne colonăm în spate ca o mare echipă. Oameni buni, este loc pentru toată lumea. Când mai țin eu minte, înainte de 1-2 prezidențiale, mai credeteau și unii de la noi. Pe teoria aia, puține am fost, mulți am rămas. Așa e, da? Acum suntem mulți de la început și batem. Doamne ajută! Și nu vă lăsați, nu vă lăsați, influențați de 1-2 cu să ne înjure. Așa e viața, am trecut peste multe. Doamne ajută!